palpitații? Am palpitații de la cafelele astea pe care nu mai bea cafea asta, că e țapănă, nu știu cum poți să bei asta. De ce mie dăm cana, domne, înapoi? E foarte puternică. Dăm cana înapoi. Și tu ești o ființă așa sensibilă. Cum ne mai scurtăm picioarele? Nu picioarele, degetele de la picioare. Nu că am auzit că se poate face și mărire de alungire de os, de așa. Ce ne mai băgăm pe aici? Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici unde ne mai băgăm? Ce modele? Ce mărimi? Trenduri. Trenduri. Chestii, cum le potrivim, cum le așezăm, să arătăm totuși bine. Este vorba despre tot ceea ce ține de chirurgie estetică. Vine astăzi domnul doctor Călin Domaș. Ziua bun. Opa! Avem cu... La micul dejun? Salutare! E pe pipăit azi? E pe alese. E pe alese. Ia să vedem ce avem aici. Stava asta a avut o idee cineva de aici la voi și e foarte bună băcăm. Așa? Ce să zic? Avem între 200 și 350 acolo. Aici te pricep! Băi, ar fi cazul la vârsta asta. Intra la bănuie dacă nu. Să se prigeapă, nu? Că se pricepe, da. Ia uite. Zici și tu că nu cochetai cu gândul? Cochetam cu alte gânduri, nu chiar cu astea, dar înțeleg că există tot felul de noi apariții în zona asta de... Da, este extraordinar. Augmentarea sănătății. Anul 2018 a fost într-adevăr ceva deosebit în privința asta. Timp de, cred că 10 ani aproape nu ne-a apărut nimic pe piață și acum fiecare firmă a încercat să vină cu ceva nou. Interesant, e foarte interesant faptul că varietatea asta de implanturi e foarte binevenită. Acum presupun că toată lumea se simte specială, nu poți să spui că 2-3 miliarde de femei sunt la fel, punem același implant la fiecare. E clar că vor trebui să fie mai multe companii, mai multe forme și așa mai departe. Și aș face o trecere succintă în revista acestor tipuri de implanturi și ca formă se cunoaște foarte bine că există două forme. Una este cea rotundă, una este cea anatomică, da? Adică jumătate de măr, jumătate de pară, să zicem, din profil, știi? Asta ar fi secțiunea. Nu vreau să discut care e mai interesant și mai bun, fiind o chestiune de gust. Cine preferă să fie mai evident că și-a făcut operația, își pune rotund și se vede că și-a pus. Cine vrea să ascundă acest adevăr, încearcă să pună anatomic și atunci nu se mai vede așa de bine. Apoi, dar există... e mai natural. Adică așa se spune, da. Pare un pic mai naturală treaba. Da, nu înseamnă că naturalul e tot apreciat, deci să fim atenți. Okay, da, doctor. După aia există consistențe diferite. Uite, dacă pui mâna pe ăsta, e foarte moale. Ăsta însă este mai fermă. Mai ferm. E cel mai ferm de pe piață, da. Ăsta. Da, există și variante intermediare, cum e asta de aici. Florin, ia să vezi mai ferm. Mai ferm, am înțeles. Da. Contează umplutura, nu? Contează și umplutura și zilici, da. Și iarăși o chestie de gust, sunt persoane care preferă să fie moale, consistența sau mai fermă la sân, depinde. Asta e. Apoi... Câte grame are acest adorător? Scrie pe spate, vreo 400-300 ceva. 500, zice nu, ceva. Nu, e modelul. Pardon, 500. Mă iertați, 375. Da. 375. Bine. 375 aici, dar să vă iei cât o palmă. Băi, auzi, și palmele astea sunt pe mărimi, înțelegi? Corect, corect. Da. 375. Un alt, la fix pentru palma. Un alt lucru foarte interesant este învelișul. Învelișul poate fi fie neted, cum e cel lucios de acolo. Neted. Nu sunt cele mai grozave, deoarece tind să se rotească în interior, aha, foarte mare atenție. Și sunt cu înveliș texturat celălalt, adică poros învelișul. Da. Tind să se fixeze puțin mai bine pe țesuturi. Nu mai alunecă. Nu mai alunecă. La, de nu reprezintă niciun pericol pentru piele, nu bănesc. Amândouă sunt la fel de sigur. Pentru piele nu, că nu ajungem să le punem mult sub piele. Ideea este că pentru a mai compensa aceste lucruri, o companie a venit cu această idee, implanturile astea care sunt mai puțin texturate, să fie fixate printr-un sistem de fixare cu niște fire. Să vai le... de mine. Da, nu știu ce vai de mine, că astea sunt normale. Adică, da? Nu, după ce se operează nu coasem oricum, deci e firesc să facem lucrul ăsta. E o etapă intermediară și astea sunt una cu titlul de noutate, le fixăm, încercăm să le fixăm să nu se mai învârtă. Acum, pe termen lung, vom vedea ce efect au, fiindcă totuși sunt noi. Un alt lucru este că o companie face de mulți ani de zile deja un sistem de implant cu înveliș. Vedeți, dacă pune mâna în brulete, da. Este un înveliș care are o proprietate deosebită. Odată ce am pus implantul pe piept, acolo rămâne. Nu se mai mișcă, nu mai migrează, nu se rotește, nu se lasă. E bun acest lucru. În adevăr, nu înseamnă că putem să-l punem la toată lumea acest implant. Deci asta se intre în capul telespectatoarelor mai ales. Nu înseamnă că dacă avem un implant nou, gata, toată lumea pune implantul ăla. Nu se potrivește la toată lumea. De asta e varietatea asta, ca să încercăm să ne potrivim situațiilor. Sunt persoane care au sânii mici și fermi, sunt care au sânii mici, dar mai moi, sunt care au sânii mai mari, sunt lăsați altele și trebuie să adaptezi în funcție de situație. Și mai e o chestie foarte nouă, interesantă, asta recunosc că îmi place ca idee. Știți că una din principalele probleme ale implanturilor sunt date de faptul că sunt grele.
sunt grele. Da. Și asta toată lumea știe, gravitația nu le iartă nici pe ele și atunci, cât sunt mai grele, cu atâta vor trage mai tare spre pământ și se vor lăsa mai repede. Se simte pe coloană? Depinde. Unele persoane au capacitatea de a susține orice greutate. Vreau să întindeți mâinile puțin. Eu? Da, domnule. Și să volumul este același, da? Da. Asta e mai ușor, asta e mai greu. Exact. Asta este ultima găselniță în domeniu. Este un implant tot din gel siliconic. Da. E tot gel siliconic, doar că la nivel molecular este amestecat cu un gaz bor, care se folosește în medicină. Da. Dar nu e vorba de un balon cu gaz, e vorba la nivel molecular. Noi nu simțim acest lucru și dacă, Doamne ferește, se sparge, nu curge nimic, nu este foarte bine legat de gelul siliconic. Dar asta este avantajul. O parte din moleculele de silicon sunt înlocuite cu gaz și asta face să fie ușor la același volum, adică la 400 de grame de mililitri avem 300 de grame. Uh-huh. Deci e până la o treime, o pătrime mai ușor. Și pentru cele care vor sâni mai mari, și dacă nu vor, nu e un stres pentru țesuturi. Nu se lasă atât de repede. Iată că, da. Și în situația în care un sân e greu, nu doar că se lasă, dar determină și o reacție din partea trupului de a încerca să o susțină și atunci poate să apară o contracție capsulară. Ori asta e mai mică incidența, clar. Asta e cel mai nou, nu? E cel mai nou pe piață, să zicem, dar e destul de greu de spus chiar cel mai nou, că el e studiat de 11 ani. Uh-huh. Adică, iată că dacă e să o luăm, nașterea lui a fost mult timp în urmă, dar abia acum a fost certificat și dat pe piață și considerat atât de sigur încât să poată fi folosit. Pe lângă implanturile astea, am auzit că sunt implanturi cu zituri, cu grăsime. Augmentare, nu? Cu grăsime proprie? Da, nu este, nu e implant, am putea spune aici un autotransplant de grăsime. Uh-huh. Da, să știți că se practică de foarte mult timp. Prima încercare de transfer de grăsime în sân, dacă vă zic la când a fost făcută, 1895. Nu cred. Da, în care a luat o bucată de unui pom și să-l pună în sân, din păcate nu a prins, dar s-a încercat în continuare. Odată cu nașterea lipoaspirației în forma modernă prin anii 70-80, s-a făcut și acest lucru și să știți că în reconstrucția după mastectomii date de cancerul mamar se folosește de foarte mulți ani de zile, adică nu e cunoscut acest lucru. Însă, asta dacă ai de unde să iei niște grăsime. În chirurgia estetică mai recent, să zicem, a intrat ca metodă de sine tăsătoare, dar trebuie să înțelegeți un lucru foarte bine punctat. În primul rând, trebuie să existe material, adică o persoană slăbuță să nu-și imagineze că o să facă acest lucru. În al doilea rând, o ședință nu e suficient, fiindcă din ce punem, o parte a grăsimii se resoarbe. Restul rămâne, ce rămâne, atât cât rămâne, rămâne acolo. Se resoarbe și în timp? Nu, rămâne acolo. Asta e interesant, că odată grăsimea transferată, indiferent unde o transferăm în trup, când se îngrașă pacienta, e prima care se îngrașă. De-aia, atenție la față. Nu trebuie pus foarte mult la față, că dacă se îngrașă în următorii 5 ani, grăsimea. Poate pune, sigur că da. Da, de mult. Aha. Și atunci, când te îngrașă, când îngrași, prima care se îngrașă, când slăbești, ultima care slăbești. Și de-aia trebuie cu măsură. La sân vorbind, nu are un efect volumetric foarte mare și atunci ar trebui 2-3 ședințe probabil. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că trebuie să aibă suficientă resursă, adică să fie chiar bine plinuță. Și nu știu dacă e o soluție. În schimb, le folosim altfel. Le putem folosi, punem implant și putem să injectăm grăsime ca să acoperim implantul, fiindcă el este vizibil după o perioadă de timp. Am înțeles. Și asta e foarte interesant. Zi-mi repede, pe final, vine lumea să-și micșoreze degetele? Măi, nu ține de noi asta, poate ortopezii fac, nu ne ocupăm de așa ceva, știi? Eu n-am avut astfel de adversabilități și nu intră în partea de chirurgie estetică. Așa am auzit multe, multe bâlbe de astea, dar... Mulțumim mult, domnule doctor. Mare drag oricând. Că ne-ați mai prezentat, iată. Așa îmi place, practic. Practic, să vedem aici. Auzi, dar de ce face lumea așa? Nu înțeleg, vă sperie. Ia-l așa cum trebuie, fii bărbat. Te sperie, bărbat. Da, e mult mai ușor ăsta. Foarte interesant. Foarte interesant. Sunt curios ce se mai întâmplă în materie de noi tehnologii care vor apărea în anii următori. Mulțumim frumos, domnule doctor.